multe ori pacienții pun respectiva întrebare referitor la riscul de dezvoltare a careva patologii, să spunem, grave, ca de exemplu procese canceroase, deci în urma efectuării investigațiilor imagistice. Într acest caz este necesar ca să cunoaștem că dacă efectuăm o investigație prin rezonanță magnetică, vom avea deci risc zero de dezvoltare a unor procese neoplastice, iar dacă vorbim despre utilizarea investigațiilor cu radiație ionizantă, cum ar fi radiografii sau tomografii computerizate, păi aici este necesar să percepem foarte clar deci care este starea de patologie cu care se examinează pacientul și respectiv indicațiile pentru efectuarea acestor tipuri de investigație. În mod normal, da, există un risc oarecare infim de dezvoltarea unor procese canceroase după efectuarea unor proceduri CT, dar conform ultimelor studii care sunt efectuate în SUA, deci este necesar ca pacientul să acumuleze pe o perioadă de 30-40 de ani, deci o doză de 100 de miliziverți, ceea ce reprezintă practic ca pacientul ar trebui să efectueze între 3-4 tomografii computerizate pe zi. Respectiv, acest lucru practic este imposibil. Desigur, sunt o categorie aparte de pacienții oncologici care necesită monitorizare prin tomografie computerizată mai frecventă, spunem o dată la 3 luni, dar între aceste cazuri, deci tehnologiile s-au dezvoltat într-atât de mult încât practic ultimele aparate care sunt de ultimă generație, deci au numeroase softuri și programe care favorizează diminuarea dozei de radiație cu obținerea unei calități a imaginii cât mai bune. Respectiv, între aceste cazuri, deci noi ca medici specialiști radiologi suntem obligați și deci să folosim aceste proceduri cu doză joasă de radiere. Dacă vorbim de implanturile dentare moderne, deci aplicate în ultimii 5 ani, acestea nu influențează efectuarea sau rezultatele investigației RMN, deoarece sunt făcute din aleaje metalice care nu sunt feromagnetice și respectiv nu au nicio importanță sau nicio acțiune asupra calității imagilor. Însă dacă vorbim despre implanturile dentare efectuate cu ceva timp mai mult în urmă, din aleaje feromagnetice, atunci acestea pot cauza o distorsionare locală a imaginilor, deci o pierdere ușoară a calității imaginilor. Din această cauză este important ca să anunțăm medicul radiolog despre prezența acestora, ca să putem aprecia deci componența acestora și dacă este posibil de efectuat la o calitate cât mai bună a investigației RMN. Rezonanța magnetică și tomografia computerizată sunt, desigur, două tehnici de investigație inovative. Ca diferență majoră între aceste două tipuri sunt deci metoda de lucru. Dacă vorbim despre tomografia computerizată, atunci aceasta utilizează radiații X, deci raze ionizante. Iar dacă vorbim despre rezonanță magnetică, atunci aceasta nu utilizează aceste raze X, deci aici se utilizează doar un magnet mai puternic și unde radio, respectiv deci acest tip de investigație, rezonanța magnetică, mă refer, poate fi folosită practic la oricare pacient. De obicei, în cazurile traumatismelor craniocerebrale acute, se efectuează tomografia computerizată cu scop ca să excludă prezența sau absența unui conținut hemoragic în cutia craniană și să aprecieze dacă sunt careva fracturi ale oaselor craniului. Dacă vorbim despre o evoluție ulterioară, deci un control imagistic ulterior, desigur că importanță mai mare are rezonanța magnetică pentru că vizualizează mai eficient, deci toate modificările care apar în structura cerebrală. Efectuarea investigațiilor conform poliției de asigurare medicală, anul acesta este posibil de efectuat și în cadrul spitalului Repromed, deci vorbim despre investigațiile prin rezonanță magnetică nucleară. Pentru aceasta este necesar ca pacientul să se apropie la medicul de familie și să solicite o îndreptare, deci la spitalul dat.